dimineața și bine ați venit la o nouă aventură alături de mine. Acela este drumul care vine dinspre Vălenii de Munte, la intersecția cu benzineria Petrom. Virăm la dreapta, însă deocamdată se lucrează și drumul este închis, așa că pe drumul de la fabrica Timbark va trebui să virați dreapta. Ajungem la această intersecție cu Cerașul. Da? Și facem stânga. Pe drumul acela spre Ceraș. Am ajuns în comuna Cerașul, sat Valea Lespezilor. La un moment dat am virat la dreapta. Am urechile înfundate acum. Și o să mergem pe un drum forestier în continuare. În sfârșit m-am echipat complet, nu-i de joacă, oricum s-a mai încălzit, sunt minus 9 grade, la plecarea din Ploiești erau minus 10, 11, 12 grade. Bicicleta este pregătită de drum. Nu e nimic special la bicicleta aceasta. Este o bicicletă normală, nu are dotări speciale pentru off-road, nici măcar nu are suspensie spate. Stai acolo cu minte. Nu-mi dau pace câinii ăștia deloc. Tot din cauza lor nu mă urc pe bicicletă, pentru că îi enervează învârditul roții. Sper să pot scăpa de ei, să pot să-mi continui drumul, liniștit.
Am găsit aici un copac foarte frumos. Acest copac are o scorbură în el. Cu siguranță un animăluț are casa aici pe timp de iarnă. M-am abătut de la drumul forestier și vreau să merg un pic în direcția asta. Să văd unde duce drumul. Undeva la jumătatea drumului forestier, Valea Arțarului. Am ajuns la o răscruce de drumuri. Însă intenția mea e să ajung pe un vârf muntos acoperit de zăpadă. Așa că o să te întrebăm pe vărul Google unde suntem. Ia să vedem. Ok. Am înțeles. Mergem către Cabana Stângaciu.
omletă cu coajă. N-a murit nimeni de la un pic de coajă de ou. Dar data viitoare știu să le pun mai bine în bagaj, o să le învelesc în niște șervețele și nu se vor mai sparge. Avem grijă și de acumulatori, pentru că fără acumulatori nu ar exista filmarea. Acum se pot încărca liniștiți. Nu-i deranjează nimeni. Mix de sare și piper. Thank you.
Și acum, la pièce de résistance, desert, pentru că nu poți, domne, să iei masa fără desert. Ia să vedem. Macaroane cu brânză. Mi-a căzut un pic furculița în zăpadă, dar nu e cea mai mare problemă. Vinul este încă la fiert. Este deja călduț. Data viitoare o să-mi iau cu mine protecția de vânt. Dar începe să dea în clocot. Și după o masă copioasă am pornit din nou la drum. În sfârșit am terminat cu porțiunea asta de clisă și am încercat să și curăț bicicleta un pic. Uite cum arată. Lacul Bâlbăitoare. Ok.
se pare că am ajuns. Ăsta e vehiculul. Hai să vedem lacul. Lacul Bâlbâitoarea. Înainte să fac asta, am vrut să zic, dacă ar mai fi fost cineva cu mine, l-aș fi trecut fără frică. Sunt singur și l-am trecut cu frică. Căutați și voi pe internet să vedeți ce adâncime are. Eu cred că 2 metri tot îi are. Ce ziceți? Asta poate fi ceva improvizat cu care s-a pescuit aici? Sau ce-i? Așa pare. Am ajuns înapoi de unde am plecat. După calculele mele ar fi 10 km de aici până înapoi la mașină. Trebuie să fie urcare deloc, doar coborâre.
Iată că am ajuns și la finalul episodului de astăzi, însă înainte de a încheia, vreau să vă amintesc că plimbările le fac pentru mine, iar filmările le fac pentru voi. Așa că dacă vreți să mă susțineți și vreți să vedeți mai multe clipuri de genul acesta, vă rog să apăsați butonul de like și să vă abonați la canalul meu. Vă mulțumesc!